trebuie să luăm o pauză de măcar 3 secunde, nu? Am început să urcăm sau să coborâm înăuntru, cum am zis, în cercurile acestea. Iar cercul cel mai dinăuntru este chiar cartea. Deci nu vom ajunge în seara asta să citim cartea, dar dumneavoastră acasă o puteți citi. O să ascultăm pe Slageana, care a avut bucuria de a traduce această carte împreună cu soțul ei. Imaginați-vă ce am putea face în familiile noastre dacă am urma sfatul Sfântului Apostol Pavel: întreceți-vă în faptele cele bune. De multe ori noi ne întrecem soțul cu soția în multe, dar nu în faptele cele bune. Și de aceea nu rămân de pe urma noastră mai multe lucruri duhovnicești. Nu știu dacă Angelica este aici cu mama ei. Angelica Gurgu. Deci Ionuț Gurgu este fratele Angelicei, cea care nu se spovedește. O fetiță vine cu mama ei și se spovedește la noi. Nu știam acest lucru și am trimis afișul și a zis, păi da, zice, Slageana este cumnata mea, Ionuț este fratele meu. Și am zis, Doamne, minunat, ce mică e lumea. Da, dar nu știu dacă a venit Angelica. Angelica este student acum. Da. Editura Predania, mai spun un cuvânt până apelez, este, după părerea mea, și v-am zis că sunt alături de ei de 13 ani, un pilon important în legătura dintre cele două popoare. Dacă am mai avea câteva familii mixte, am face cu adevărat un pod duhovnicesc, că sunt bune și podurile de flori, dar florile se usucă, vine toamna și cad frunzele și nu mai rămâne nimic din podul de flori. Dar din podul duhovnicesc întotdeauna rămâne ceea ce trebuie să rămână, în sensul că unii putem să ne întâlnim cu ceilalți. Putem veni din Biserica lui Hristos din Serbia, putem veni aici, ne putem întâlni, ne putem înfrăți. De altfel, în 1998, când a avut loc primul Congres Interortodox la Durău, organizat de Părintele Patriar Daniel, la Iași, când era mitropolit, eram acolo student și am fost cu bucurie invitat la acest colobiu. Eram din partea studenților filozofi la acest colobiu. Și acolo am întâlnit sârbi pentru prima dată, deci din 1998, în legătură cu ei. Era printre noi fata unui ministru și lângă ea era un tânăr care se numea Nenad, în limba sârbă înseamnă surpriză. A fost o surpriză extraordinară pentru noi toți, pentru că atunci prima dată am auzit de Părintele Patriar Pavel. Ne-a spus, într-o seară întreagă ne-a povestit cât de mari sunt suferințele din Serbia în timpul războiului și cât de mari sunt alinările venite prin rugăciunile lui. O sun pe Slageana, care este foarte emoționată. E prima dată când vorbește în public despre o traducere. Ține să nu vorbească, ci să vorbească lucrarea. Deci la noi e în premieră. E în premieră. Prima dată în România când vorbește în public.